Ministerul Apărării Naționale a dat startul procesului de recrutare și selecție a rezervișilor voluntari. Prima etapă a procesului de recrutare a rezerviștilor voluntari ai Armatei Române se desfășoară până pe data de 23 august cu selecționarea candidaților care doresc să încadreze funcții de ofițer, subofițer, maestri militari și soldați gradați voluntari. Candidații se pot prezenta la Centrul Militar Județean Călăraș pentru completarea cererilor de înscriere. Tot aici vor fi informați cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare și selecție, respectiv unitatea militară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în cazul candidaților proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară. De asemenea, candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor în sensul orientării către armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini.